Salutare, dragi mei youtuberi, bine ați venit la un nou vlog, eu sunt Teddy și astăzi vorbim despre Mercedes E-Class din 2018. O să vedem ce costuri de întreținere are această mașină. De ce fac acest vlog? Acesta fiind un canal și de ride sharing, adică vorbim de Boltuber, chestii de genul, bineînțeles vorbim și despre mașini și despre costurile lor de întreținere, și cât costă, dacă se pretează pentru acest job și așa mai departe. În acest job de transport persoane, bineînțeles că există aceste mașini, începând, deci E-Class, S-Class, seria 7, seria 5, A8-ul, A6-le, da? Astea sunt mașini care au fost concepute și pentru confortul pasagerilor din spate, adică pentru un confort un pic mai sporit. La unele, bineînțeles, mai mult, dacă vorbim de S-Class, A8 sau seria 7, mai ales ultimul seria 7, mai de capul meu, deci pune în cap S-ul, clar, să vedem următorul model de S cu ce va veni, automat trebuie să vină cu ceva, nu știu, ca să-l detroneze pe ăsta, pe I7, vai de capul meu, în sfârșit. Mulți din această branșă, în ultimul timp, mi-au zis, domne, mă duc și mi-au E-Class și mă apuc și fac gama premium cu această mașină. Cunosc câțiva oameni care au aceste mașini în dotare, în firmele lor, și fac transport persoane cu Mercedes-uri din zona aceasta. Dar acolo, ei nu fac Bolt și Uber cu mașinile astea, pentru că nu se rentează. Adică aveți un vlog în spate în care am prezentat Skoda Octavia 3 cu care poți să faci premium pe Bolt sau pe Uber. Și ai niște costuri mult mai mici de întreținere față de un E-Class. O să vedem imediat ce prețuri găsim, de exemplu, și la mașina în sine pe OLX și o să vedem și la piese. Eu nu cred că este o alegere bună să-ți iei E-Class pentru a face Bolt și Uber. Aceste mașini merg pe cazinouri, merg pe, ai o firmă de transporturi și ai clienți din zona de avocatură, de VIP-uri, merg la contracte. Este o mașină pe care o închiriezi cu 200-300 de ore pe zi, adică nu vorbești de mașini 50 de lei cursa, 3 km, nu faci bani și nu se rentează să faci așa ceva cu o mașină de genul ăsta. Bun, hai să începem cu cel mai mic preț de pe OLX, bine, între ghilimele cel mai mic, și cel mai scump preț la această mașină, la un E-Class din 2018-19, da? Și o să vă spun și de ce vorbim despre prețuri. De exemplu, am găsit un Mercedes-Benz E200 de 9G Tronic, deci automată, 2018, diesel, motorul acela de 2, 339.000 de kilometri, preț negociabil 18.400. Bineînțeles, mașinuța cută toate pe ea, da? În schimb, are 150 de cai, nu este varianta aia de 194, mi se pare că următoarea este de 194, imediat mă uit, da. Dar această mașină este import Belgia și, din câte știu, belgienii plătesc impozit la cai în putere și automat își au din soft, mașina asta este limitată la 150 de cai. Zice că e fabricată în 21.08.2018. Deci, această mașinuță, așa asta aviză lora care și-au din 2010, mașină cu 100.000 de kilometri, da? Deci are 339.000 de kilometri, 18.400. Păi, când te-a pus să cumperi un premium din zona asta, de 340.000 de kilometri, ăștia sunt afișați, nu știu, dacă acești kilometri sunt dați înapoi. Dar tind să cred că sunt reali, având în vedere că a pus, de obicei, când vrea unul să tragă țeapă, spune 199.000, boss, știi? Adică nu 300.000, nici măcar 200, 199.000. Este o mașină care, deci, acum ea cere. Clar, sunt 340.000 de kilometri, nu știi cum a fost exploatată și întreținută înainte de a lua-o tu. Asta este o mașină care acum cere, începând de la tot ce înseamnă suspensii, poate cine știe, cutie de viteze, da, ai ceva pe acolo, distribuție, etc. Bun, deci asta o avem la 18.400 negociabil. Și ca să vedeți ce înseamnă o mașină într-adevăr, nu mergem la alea noi nouțe. Mergem la un Mercedes-Benz
E220D T 9G Tronic din 2019. Deci același model de mașină, ia să vedem. Același model de mașină, tatei, 13.280 de kilometri. Bă, deci asta, nu știu, știi, ăștia bogătani au luat-o, s-au plimbat, au dat două ture cu ea, nu-mi place, nu-mi place, două retur, știi, ca la EMAG, știi, două retur, dă-o dracu. Tati, 42.245 de euro. Bineînțeles, TVA deductibil, se emite factură, asta e vândută de către o firmă. 194 de cai, bineînțeles, tot ca cealaltă, Euro 6, automat, toate cele pe aia, Bluetooth și așa mai departe. Privacy, glass, pilot automat, limitator de viteze, control de tracțiune, farul de ceață, cameră de video și așa mai departe. Deci, tot ce vrei pe ea. Dar, vedeți diferența între o mașină de 340.000 de kilometri și o mașină de 13.280 de kilometri? Bineînțeles, asta cred că de 9 a fost peste 60.000, deci i-a scăzut valoarea semnificativ, extraordinar de mult. În 13.000, gândiți-vă, 13.000 de kilometri, o mașină de genul ăsta pe transport persoane, îi faci în 2 luni, adică, da? În 2 luni de zile, pau, 20.000 de euro daună. Diferența între cele două este că la această mașină de 42.000 de euro, eu zic că până pe la 200-250.000 de kilometri n-ai voie să pui cheia pe ea. Bun, și acum hai să trecem la costuri. Da? Costurile acestor mașini. Mă refer la întreținerea lor. Și hai să luăm, doamne, vreau să fac și o schimbă de ulei și filtre. Și avem lena filtratul. Ia să vedem aici. Feltru de ulei. Păi când ai intrat la feltru de ulei, pe original, da? Unul dintre programele îmi zice 144 de lei. Pe original Mercedes. Dacă vrei pe man, ai la 71 de lei, 72 de lei. Adică nu te dă afară de casă, zici, bă, e ok, da? Luăm pe filtrul de aer. N-ai foarte multe opțiuni ca la celelalte mașini. Adică am văzut la Skoda sau la Dacia, ai 7-8-10 filtre. Nu. Uite, și la filtrul de aer dă trei variante. Una nu e deloc pe stoc, vorbim de cea de filtrul de aer, man. Hai să intrăm în alt programel să ne uităm. La filtrul de aer, aici văd că îmi dă mai multe variante. Ia să vedem. Da, deci avem pe man 217 lei. Și apoi trecem pe original, care vine în 8-10 zile. Unul dintre ele 372 de lei. Da, și mai avem încă unul tot pe original, 307 lei. Ăsta vine acum, da? Îl comanzi într-o oră aici. Deci 307 lei filtrul de aer. Ia de aici. Filtrul de habitaclu. Începem de la, ia uite, avem antibacterian de la ATK, 135 de lei. După aia urcăm, de exemplu, la MAN, 214 lei, iar dacă vrem pe Mercedes, avem la 370 de lei. Cam astea sunt prețurile la filtre. La ulei avem, de exemplu, Mercedes 5W30, pentru auto cu filtru de particule, 5 litri, 200 de lei, 191 de lei. Adică acceptabilitate, nu te dă afară din casă. Ok, dacă revizia la această mașină nu v-a speriat, hai să mergem așa mai, să intrăm un pic în adâncurile problemei, să mă exprim așa. Dacă ții mașina aia cu 340.000 de kilometri și, Doamne ferește, te închin la cel de sus, vorba aia, să nu pice cutia de viteze. Păi dacă mergem pe cutie de viteze, da? Deci avem o automată și dai cutie de viteze. Cât era, tati, un Logan? 10.000, 12.000 de euro. Deci, cu adausul nostru, de exemplu, de la SXS Auto, da? Care nu este un adaus de 100%, nu e un adaus nici măcar de 50%. Vorbim de adaus moderat. Avem un preț pe cutia de viteze de 455 de milioane. Adică 45.504 lei. Fix atâta este. Și vine în 8-10 zile lucrătoare. Nu ca la Renault, tati, să-ți vină în 2 luni. În 10 zile ai cutia de viteze. Deci dacă ai cumva ghinionul să, nu știu, să ai un pitic la cutia de viteze, atâta te costă. Bineînțeles, există și variante în care poți să repari. Dar cu reparatul, de exemplu, vorbeam cu cineva care are un E60. Bă, nu vorbim de la F în sus, mă refer la BMW. Da, să zici că, domne, variante mai noi. Bă, E60 a dat 5.000 de euro pe cutie.
dacă vroia să o repare, îl costa undeva la 3800 de euro. Și omul ce a zis, bă, pentru 1200 de euro, dacă mă ține un an, știi, reparată, nu prea-și face bani. Ia o dracu, nouă și aia e. Deci, asta cu reparatul depinde ce se strică la ea. Dar, în cazul în care, nu știu, n-ai băgat uleiul corespunzător, n-ai făcut schimbul la timp, se strică că na, că e fier. Uite, tatea ta costă o cutie de viteză. Hai să vedem, la sistem de frânare. Discuri, ia să vedem, frână, disc, ce zice aici? Disc, frână, spate. Așa, na, 550 de lei, un disc. Un disc, tati, 550 de lei, o bucată de fier. Ce să faci, mă? Ia să vedem. Set plăcuțe frână. E, aici, plăcuțe frână față, uite, lei de la Premier, costă 42 de lei. Dar nu știu cum, adică, eu n-aș pune, deci, hai să m-aș duce cel puțin la TRV. 217 lei. Acolo, da. De exemplu, pe Mercedes avem un preț de 555 de lei. Eu am lucrat la un moment dat pe un S-Class și la 220.000, un S-Class în 2016, dacă nu mă înșel, la 220.000 a picat compresorul AC. Pe la S-Class era undeva la 2000 de euro. Aici, pe E-ul ăsta, da? Pentru că dacă faci transport persoane, bă, și a ta dacă e, mergi cu E-Class fără BAC, e, adică, o dracu. S-a stricat AC-ul, da? Îți vine tati pe original de la Mercedes, nu îți bate tu capul, la 6400 de lei, compresorul de AC, 6400. La mașina asta un litru de antigele 60 de lei, 55-60 de lei. Doamne ferește să nu ai ceva pe parte electrică la mașina asta, adică să vorbești de calculatoare de mașini, de, doamne, la 340.000 de kilometri poți să ai orice fel de surprize. Ce poate să-ți mai cadă? Bun, uite, hai să ne uităm la cureaua de accesorii. Uite, asta nu te dă afară din casă. Pe Gates 136 de lei sau pe Mercedes 80 zile lucrătoare 163 de lei. N-ar fi un cap de bară. Hai să vedem, ia să vedem. Pe Landforder, uite, avem cap de bară 166 de lei. Așa, mai avem de la Febi 152 de lei. Ia să vedem, de la cine mai avem? De la Mile 155 de lei. Adică, na, pe acolo, da? O flanșă, de exemplu, ți-a picat o flanșă. Ia să vedem, pe Sax, care poate să vină astăzi, 266 de lei. Nu vorbim de o flanșă, da? Nu amortizor cu tot, o flanșă, un amortizor față, Sax, 659 de lei, ia de aici, tampon, cauciuc, suspensie, ălea devin la amortizoare, da? 177 de lei, două bucăți. Uite, mai avem amortizor de la Koni, da? Asta tot pe față, 1161 de lei. Bine, acum de unde vrei să iei? Rulment, sarcină, suport, arc, de exemplu, asta e tot flanșă, cred, McPherson, 564 de lei, stânga-dreapta, se potrivesc pe ambele părți. Acest produs nu poate fi returnat, adică odată comandat, hai pa și la revedere, gen. Cam astea sunt costurile, adică vorbim de niște costuri destul de ridicate, chiar dacă unele vi s-au părut mici, de exemplu cum a fost uleiul, da? 200 de lei uleiul de Mercedes, da? Foarte ok, dar dacă e să te baci un pic în problemă, de referitor la acea mașină de 340.000 de kilometri, Doamne ferește să-ți pice ceva grav la ea. Pentru că, să fim serioși, nu faci bani din aceste servicii pe care noi le facem ca să faci acea mașină. Nu, o să o ții în parcare până o vinzi la altul care tot la fel crede el că o face. Înțelegeți? Deci, E-Class-ul este o mașină pretențioasă. Bine, de cealaltă parte o mașină foarte bună și foarte confortabilă, pretabilă pentru acest tip de transport, transport persoane. Și mi-a mai zis cineva că, bă, dar toate transportă persoane. Da, mă, aici vorbim de jobul în sine, transport persoane, da? Da, te duci cu ea un pic mai sus, nu faci Bolt și Uber cu această mașină. Sper să vă ajute, să vă fie ajutat acest vlog. Prețurile despre care am vorbit sunt
de astăzi, nu vorbim peste 3 luni, nu se știe ce se poate întâmpla. Eu am fost Teddy, mulțumesc că m-ați urmărit și hai, un like, subscribe și să puteți de mai înainte cum spun de fiecare dată. Hai, pa, pa, ciao!